Așadar, peste criza sanitară deja existentă, ne confruntăm acum și cu una politică. Alături de mine în platou este jurnalistul Sebastian Zacman. Bună ziua, Sebastian! Bună ziua! Demiterea lui Vlad Voiculescu pare să aibă efectul unui cutremur în coaliția aflată la guvernare. Ce falii deschide între partidele care formează majoritatea decizia premierului Florin Cîțu de a decapita conducerea Ministerului Sănătății în plină pandemie? Oricum era un război tacit între PNL și USR+. De altfel, premierul Florin Cîțu a mai intenționat să-l schimbe odată pe Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății în urmă cu câteva zile, însă atunci a intervenit prompt președintele Klaus Iohannis, care a așternut românește Batista pe țambal și a calmat crizele, orgoliile din coaliția de guvernare. De data asta, premierul, înainte să marșeze la revocarea ministrului, a sunat din nou la Cotroceni și de această dată președintele Klaus Iohannis a fost de acord cu schimbarea din echipa guvernamentală, o schimbare care va produce tensiuni foarte mari, nu doar în coaliția de guvernare, dar în primul rând între USR și Plus. Pentru că, deși vorbim de o alianță și de un viitor partid închegat, deocamdată USR și Plus se comportă ca două partide diferite. Să nu uităm că Ministerul Sănătății a revenit Plus și acum se vorbește despre înlocuirea lui Vlad Voiculescu cu Adrian Viner, care este deputat USR. Deci, practic, Dacian Cioloș ar trebui să cedeze o bună parte din puterea guvernamentală către partenerii din USR și nu cred că este încântat să facă acest lucru, mai ales că are nevoie de sprijinul partidului în perspectiva anului 2024, când dorește să candideze la alegerile prezidențiale. Deci există o criză sanitară, o criză politică, o criză guvernamentală, o criză a coaliției și o criză a USR+. Tocmai că USR+ cochetează cu ieșirea de la guvernare și există deja voci din alianță care condiționează susținerea executivului de îndepărtarea lui Florin Cîțu. Ce scenarii lansează acest tip de declarații belicoase? Poate păstra PNL-ul guvernarea fără sprijinul USR+? Cât de plauzibilă este posibilitatea ca România să aibă un guvern minoritar în plină criză sanitară? De fapt, aici este dilema și asta este marea întrebare a viitorului. Cum va juca PNL, dar cum va juca și USR+? Pentru că dacă USR iese de la guvernare, liberalii sunt condamnați să rămână în continuare la putere cu sprijinul PSD. Și nu vă gândiți la un guvern PNL-PSD neapărat, ci cu un sprijin parlamentar al PSD din umbră, astfel încât PNL să fie la putere și PSD să nu-i deranjeze din Parlament. Ar fi o soluție pe care mulți lideri liberali și-o doresc, însă, cred eu, ar fi varianta sinucigașă în perspectiva anului 2024, când sunt programate 4 rânduri de alegeri și atunci toată lumea din spectrul dreptei, mă rog, și al votanților radicali anti-PSD și reformiști, ar blama PNL și s-ar ajunge din nou la această asociere PNL plus PSD egal USL 2.0. Nu cred că ar avea peneliștii ceva de câștigat de aici, însă nici nu cred că liberalii sunt foarte doritori să meargă în opoziție sau la alegeri anticipate. E un scenariu pe care, din potrivă, cei de la USR plus și l-ar putea permite mult mai ușor. USR plus în opoziție față de toate partidele tradiționale, vorbesc de PNL, PNL, PSD și UDMR, acolo, sigur, în vociferările aur, cred că i-ar ajuta pe... și experiență. Exact, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș să crească pentru anul politic 2024, pentru că, sigur, nouă ni se pare un an îndepărtat 2024, însă politicienii în tot actul de guvernare și în toate acțiunile politice, exact la 2024 se gândesc. Și atunci, ce crezi că se va întâmpla? Cine va prelua portofoliul? Depinde cât de dur va juca USR+. Dacă Dan Barna preferă să-și mențină partidul la putere, deși astăzi vedem a fost încălecat USR Plus de PNL și de premierul Florin Cîțu, și spun încălecat pentru că Dan Barna se îmbățoșa pe la televizor zilele trecute că nu se va face nicio schimbare în guvern fără acordul USR Plus, că premierul, deși are această posibilitate constituțională demonstrată astăzi prin schimbarea lui Vlad Voiculescu, nu va recurge la un astfel de gest fără avizul verbal al lui Dan Barna și al lui Dacian Cioloș. Ori vedem Dan Barna agirat prin simpla prezență acolo la Palatul Victoria, schimbarea lui Vlad Voiculescu, ceea ce va aduce importante costuri electorale pentru USR+. Am văzut și numele lui Dan Barna vehiculat la un moment deocamdată dat. Deocamdată Dan Barna este vehiculat ca posibil ministru interimar. Este o cutumă ca vicepremierul care se ocupă de această zonă a sănătății. Dan Barna supraveghea și zona sănătății a ministerului condus de Vlad Voiculescu până astăzi, să preia timp de 45 de zile cel mult interimarul la Ministerul Sănătății până găsește
numește USR Plus o soluție, însă problema e mult mai amplă acum. Problema e dacă rămâne USR Plus în continuare la guvernare, dacă își asumă în continuare Ministerul Sănătății, dacă face un schimb USR Plus cu PNL pe Ministerul Sănătății și mai sunt și alte orgolii de calmat acolo în coaliție.